punctul central era abordarea ca roman total, încercam noi. Și încercam să justific de ce e roman total din punctul meu de vedere, care probabil diferă foarte mult de autoritatea criticului catalan. Întâi este un bildungsroman care povestește formarea a trei tineri în împrejurări dramatice. Este un roman de dragoste și în același timp și un roman istoric care ne aduce drama războiului civil din interior, din perspectiva catalană și din perspectiva celor înfrânți, a celor învinși. Al doilea aspect de roman total îl dă problematizare. E un roman doldorat de probleme. Nimic nu e simplu în romanul lui Sales. Pune în discuție foarte multe lucruri și evident cu o încărcătură filozofică neobișnuită, aproape prea densă pentru un roman. Probabil de aici a venit și obiecția metafizicii. Punem în discuție marile probleme, sensul existenței, credința, esența și aparența ființei, relația cu aproapele, relația cu Dumnezeu. Este foarte clar că absoarbe romanul lecturile și mai ales reflecțiile autorului, pentru că se regăsesc în roman idei care au zguduit secolul 20, filozofia lui Nietzsche, marxismul, freudismul. Și ce mi s-a părut extraordinar, persistă în roman mereu polarizarea. Sunt poli ce ordonează istoria individuală și istoria catalană. Republicani și cadriști, proletari și burghezi, oamenii bisericii și anarhiștii lipsiți de credință, părinți și copii, de fiecare dată parcă separați și fracturați de istoria care îi aruncă în tabere diferite, și pune în relație chiar și femeia și bărbatul, într-o metaforă extraordinară. Femeia este oceanul, iar bărbatul este Sahara, și o întreagă meditație despre relația distrugătoare sau primejdioasă între femei și bărbați. În al treilea rând, romanul are o formulă originală, epistolară, se compune din scrisori adresate de fiecare dată altui destinatar. Intertextualitatea. Romanul a fost scris și definitivat când încă nu explodase postmodernismul. Și totuși există foarte multe conexiuni intertextuale. Sunt trimiterile la Shakespeare, inclusiv titlul permite o lectură într-o cheie ironică, dacă nu chiar tragic shakespeariană. Este un autor fericit, Luis Anton Paulen, a tradus cu 4 cărți. Cred că mai este tradusă Mercedes Dureda cu 3 cărți. Cred că mai este tradus Jaume Cabré cu 3 romane. Și Carmen Riera cu 2. Și Ramon Solsona cu alte 2 cărți. Și Ramon Brul este zeul suprem, Ramon Brul, la ora aceasta, este zeul suprem. Da, așa că este un răsfățat al editurilor, al scriitorul aici de față, și i-am remarcat cărțile. Eu sunt interesată de scriitorii, foarte mult de scriitorii care nu-și repete formula de la o carte la alta. Și acest lucru se întâmplă și cu Luis Anton Paulenas și cu Jaume Cabré și cu scriitoarea Carmen Riera.
Pe de altă parte, îl invidiez pe criticul catalan, care poate să fie atât de sigur că este cel mai mare roman catalan din toate timpurile. Eu iubesc foarte mult literatura, dar vă mărturisesc că sunt ani în care cred că marele roman l-a semnat Liviu Rebreanu cu Pădurea Spânzuraților în literatura română. În alți 2, 3, 4 ani am convingerea că marele roman se numește Patul lui Propust și aparține lui Camil Petrescu. Și canonul meu suprem este într-o mișcare continuă. Există o statistică, de fapt o statistică, un chestionar făcut în presa noastră. Au răspuns vreo 50 de critici literari în care romanul care a ieșit pe primul loc a fost stupefiant. Craii de curte veche de Matei Caragiale. Un roman greu, deci traductibil, dar îl traduci și pui la o pagină două note, două pagini de note, de explicații. Este un roman destul de greu de înțeles pentru cititorul străin. Ne-am minunat cu toții. A rămas ca o curiozitate. Eu sper că literatura catalană îi va face surprize criticului și aș vrea să-l întreb dacă, dincolo de scriitorul Sala canonizat, este deja în canonul înalt, care dintre romancierii contemporani ar putea reprezenta prin traduce, prin ieșirile în lume, diversitatea și originalitatea literaturii catalane? Fac chiar și o paranteză. Eu am cu literatura catalană o poveste de dragoste și sper să fie una fără trădări și despărțiri. Pentru că am descoperit că acum 12-15 ani Biblioteca de Cultură Catalană, apoi am ajuns să o cunosc pe făuritoarea acestei minuni, este chiar o minune, o minune și o sminteară, să te pasionezi într-atât. Atunci am descoperit eu două colecții care semănau. Una era a editurii Meronia și alta era a editurii Omonia. Și mi-am bătut eu capul ce o fi cu cele două edituri. Am citit scriitorii greci contemporani traduși la Omonia, am citit scriitorii catalani contemporani traduși la Meronia. Am ajuns să le cunosc, să aflu că sunt foarte bune prietene, că există nu doar rima din numele editurilor, ci și foarte multe afinități și să le admir. Deci exista nevul mediu în civilizația Rusiei, în religia și în tradiția rusească, acest nebun într-o Hristos. Păi, editoarele noastre sunt un fel de frumoase nebune într-o literatură și în traducere. Și nu am vrut să pierd ocazia să vă spun că dacă există chiar această întâlnire și dacă există cărțile pe care noi le citim și descoperim o altă literatură foarte diferită de a noastră, extrem de bogată, le datorăm traducătoarelor aici de față. Și nu o să încetez niciodată să repet, mă rog, pisologia e specialitatea mea, să pisez oamenii, cât de importantă este munca traducătorilor și cât de greu este pentru ei să fie punți, poduri, legături între două culturi. Și am ținut neapărat, nu știu dacă voi mai interveni, că m-am plictisit de mine de cât vorbesc, să le mulțumesc pentru munca pe care o fac și care, vă rog să mă credeți, nu se poate plăti în nimic și cu nimic.